Aflat în vizită oficială în Israel, președintele Republicii Moldova a avut o întrevedere cu președintele acestei țări, domnul Reuven Rivlin. Părțile au discutat un spectru larg de chestiuni privind relațiile bilaterale, politica internă și externă a Republicii Moldova, securitatea regională. Igor Dodon a remarcat faptul că contactele oficiale pe parcursul a 26 de ani după stabilirea relațiilor diplomatice au loc destul de activ la nivel de guverne, parlamente și ministere de externe. Totodată, președintele a remarcat că ultima vizită oficială a șefului statului moldav în Israel a avut loc în 2004. Între țările noastre sunt stabilite relații diplomatice începând cu anul 1992. În această perioadă avem semnate 15 acorduri bilaterale. Și vreau să constat că la nivel diplomatic, economic, umanitar avem relații foarte bune. Pe mai multe capitole potențialul nostru este mult mai mare în domeniul comerțului, în domeniul turismului și eu sper foarte mult că parcursul acestei vizite oficiale noi vom aborda detaliat aceste subiecte. Diaspora noastră de asemenea așteaptă să abordăm unele subiecte ceea ce ține de condițiile aflărilor aici. În contextul cooperării și securității regionale, cei doi șefi de stat au constatat o poziție comună în privința condamnării terorismului internațional și a antisemitismului. Igor Dodon a comunicat președintelui Rivlin detaliile strategiei prezidențiale privind promovarea unei politici externe echilibrate a Republicii Moldova pe baza statutului de neutralitate și, totodată, a soluționării pașnice și comprehensive a conflictului transnistrean. În acest sens, Israelul reprezintă un model al țării care promovează o politică externă independentă cu strictă respectare a intereselor naționale, a subliniat președintele Republicii Moldova. La finele întrevederii, Igor Dodon a optat pentru impulsionarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin intermediul realizării schimbului de vizite la nivel înalt. În acest context, șeful statului i-a adresat președintelui israelian invitația de a efectua o vizită oficială în Republica Moldova.